vine din gura istoriei, născut dintr-o mamă casnică și un bob fermecat de piper. El sare din epocă în epocă, stănind timpul cu biciul său fermecat. Doarme cu gânditorul de la Hamangia, ia micul dejun cu Ștefan cel Mare, prânzul cu Traian și Decebal, ia seara e la o serat mondenă cu Alexandru Ioan Cuza. Nemurici, călărețul timpului pierdut. Pimuchi, Maria ta. E Pimuchi. Așa, 6, am câștigat. Ia, stai, băi, cronicare, și scrie acolo, băi. 2-1, Maria ta. O dat 2-1, n-are cum să câștigi în fața Măriei tale. Ce rui, ureche! Ce ai chiorât, e 6-6. Nu chiorât, o cronicărit. Aici stai cronicar și scrii istoria. Nu contează cât dai tu, contează cât scrie la istorie că ai dat. Deci, ia vezi tu, urechii, cât de durioară, cât am dat. 5-3, Maria ta. Exact cum trebuia ca să câștig. Ia uite, băi, uite și potriveală, băi. Steamă tu, băi, poja. Da. Hai, liniștit, mai bine. Ce-ți faci? Să-mi pregătim că vine turcul. Chipoi, băi, băi. Așa, băi. Ureche, da? Să intre turcul. Asta, Moldova, nu ai plătit tribut nici anul trecut, nici anul ăsta, nici anul viitor, mai. Asta, Sultan Mahomed, foarte subereată, mai. Vrea război la voi, mai. Băi, Sorel, Sinin, Sorel, stai așa, vorbește frumos, băi. În primul rând să spune supărat, nu supărată. Vorbește frumos, că te aude sultanul și poate stai capul, băi. Poșa, pe de altă parte, eu știu că te-am trimis cu tributul la Istanbul luna trecută, a? N-ai plătit tu la Istanbul tribut? Plătiți, Maria ta, am fost! Am plătit forfetare până la ultimul sfanț pe ani. Mărieta, asta mă rămișinos! Asta mă rămișinos! Vestiernică asta e tău este coruptă, mai! Tăiați-i capul! Ce coruptă, ăi? Ce-i o muiere? Uite la mine! Băi, Selime, eu fac seama că sultanul tău ori prost, ha? Informat, ori s-a făcut de bătaie, băi. În cazul ăsta spune și mie câți veniți, ca să știu câți moldoveni chem. 100.000, Marieta! 100.000! Câtă frunză, câtă iarbă! Ați venit cu o leacă mai puțină frunză și mai multă iarbă să trage și noi ceva pe nasă. Hei, ureche, treci și acolo. Treci și la mine. Ce-i gluma mea, ureche? Hei, lasă. Păi, Selime, am o veste bună pentru sultanul ăsta tău, băi, din partea noastră. Spune-i că o scapite și-o vrut. Război! Maria ta, treaba cu turcii îi arejată. Am fixat data bătăliei, 6 ianuarie. 6? Nu-i bine. În 6 îi bobotează azi, la Potna, la petrecere. Are dreptate, Maria ta. S-a anunțat frigă. Spune-i pe 7. Pe 7 pot eu, că-i ziua mea, băi, Sfântul Ion, na. Cum să facem pe 7? Am cumpărat bere, am luat mici. Hai, s-o punem atunci pe 8. Pe 8 nu-i bine, băi. Nu-i bine că răzăși și-s mahmuși, n-au chef de bataie, nu. Hai, vine, uite cum facem. Pe 8 îi lăsăm să odinească. Și apoi, pe aceea, pe 9, le dăm să bie mare de varză, zamă de purec de șeia. Și apoi, după aceea, pe 10, când iar le se face de baot, îi trimitem la bataie, a? Ce zici? Ce strateg ești, Măriota, ce strateg! Și, Hatmani, unde v-ați înțeles să faceți bataia? Aici, la Focșani, o să facem. Băi, asta e Moldova, știi, câmpul, de Orzoaică? Știi câmpul de Orzoaică de la Focșani, că e mare, e loc larg, așa au cerut și turcii, să fie loc mare, mult se poate încăpea, că ies mulți a dracului. Eu nici nu pot număra, Maria ta, până la cât de mulți vor să vii. Da, până la cât poți să numeri dumneata Hatmania a bărării. Până la 7, Maria ta, că am 7 copii și număr tot timpul să nu mai bagi nevastă mea alță, înțelegeți? Dar e bun locul ăsta de bătăie, ce zici? E foarte bun. Știu când vii așa de orsai, că ai lat, știi, dacă nu am să le dau bătaia acolo la tur și îi bat acolo bătut Alexandru Macedon pe Darius, măi. Părea că de bataie știu și eu. Ca strateg. Ce strateg ești, Maria, dar nu-i bine. De ce? E larg. Câmpul de Orzoaică e larg și are să se dureze bătălia foarte mult și pe 12 avem botez la Rădășoaia. Ai dreptate, măi. Eu am uitat. Și ce facem atunci? Eu un loc foarte mlăștinos, așa, micuț lângă vasului. Podul înalt, exerce, e mlaștină, e seață.
Sunt mulți oameni sarmani, dăm de lucru la șomeri. Îmi laștere, Maria ta. Nu-i bine când ne murdărim și iar ne scoturi și vorbe că suntem moldoveni. Nu-i bine o știre... Mai tașe din gure! O știre are sumanii noi, măi, omule bun. Dar vrei să tași din gure? Dar și-o zis că stăm în mlaștine. Nu stăm în mlaștine, Maria ta. Noi suntem pideal. Și în mlaștine, în șeață, tu și o să tai între dânșe. Păi, are dreptate, mamă, asta. Și e bună ideea asta. În plus, la vaslui acolo, suntem aproape și de cotnari și avem unde să sărbătorim victoria. Nici nu-i, nici nu-i, Maria ta. Nici, ia întoarnă-te o leacă. Ia. Uite-mi care și sponsorizare. Atunci așa rămâne. La vaslui la pot un alto faci încă mie doar de un chef la cotnari. De mine. Și auzi, vei vistele și poșa. Să nu uiți să-mi aduci cumva și pivul și aia la chef, eh? Dar bună înțeles, Maria, dar bună înțeles! Lasă-l! Nu iubești, frate-ne, pe cuvântul meu! Să știi că Sultan a promis la mine ca după șbat Gheaur ne dă la amândoi o săptămână de zile la All Inclusive la Cușa de Se. All Inclusive? La 5 stele! 5 stele? Cu tot haremul! Bun! Cu tot haremul? De? Cu tot haremul! Păi te omor cu mâna mea, ales? Păi te omor cu mâna mea! Te omor! Te omor cu tot haremul, dau cu tot... Suleiman Mașa! Scuze deranjul, dar presa asta te urma! Poate spune unde au scos proviziile! Bravo, Selim Bey! Mai ai Gheor? De ce ați atrat fântânele? Acum, de ce? Ca să nu spurce nimeni vinul cu apă, bă! Lasă-mă, vinul! Spune de mâncare, măi! Spune de șaurmă, kebab, brava, sarăilei, spune, măi! Și băcavas! Măi, măcar niște pâine la Enișer? Pâine? De? Dar voi nu știți că noi l-am plinit tot de la un turc? L-am închis brutăria și-o fugit în pădurii de ca voastră, măi! Lasă mâncarea! Suleimane, auzi tu mă asta? Voi aici în Moldova asta, n-aveți și voi aici moluri de-astea de soare, de mătăsuri, de bijuterii așa pentru femei de-astea ca mine, așa? Eha, păi moluri n-avem. Avem moluri și la Iași, și la Vaslui, și la Focșani. Dacă îmi dați eu canul cu vin, vă duc eu la un mol aproape, la Tecuce. Lasă, băi, molul, băi! Lasă, băi, molul, băi! Tu ce? Am 1-0! Și 1-0, băi, și tu s-o făcut, e harapnic. Cum adică să ai tu 1-0 în fața mea? Ia să-i vestia niște. Așa, ce zic eu? Aveți 1-0. Adică ce? 2-0? 3-0? Hai, lasă unii urechi în șoachez. Lasă sluganișii așa, luptă poșa, că mâine avem bătării grei. Iertare, Maria ta. Am adus un răvaș de la papă. Și? O scris papa? Mm-hmm. Și ce zice? Zice că nu are nici bani, nici oșteni, dar dă indulgență fără număr. Indulgență? Și sale? Iertări de păcate, Maria ta. Oțăie, bețăie, minciună, viol. Că la ei și că violul-i păcat. Bine, dar parale, bani, n-o trimis nic, vreun ajutor ceva. Deloc, Maria ta, numai urări de succes. Congratulaționez. Și aici stamul lăsat singur în fața Europei să-mi apăr sărășia și nevoile și neamul și de aceea tot ce mișe în țara asta! Eu, Ramu, mi-i prietenul mai mie, era ții dușmanți este, bă, dar să mai repetă voi, voce asta într-un fel, frate, dar și Mircea acel bătrân mai schimbat-o, frate. Suleiman! Suleiman, unde ești nenorocitule că l-ai omorât pe moldoveanul ăla drăguț care mă ducea și pe mine la mol la tecuci? Suleiman! Aha! Suleiman! A, nu ești Suleiman? Scuze! Acum de noi doi, Gheaure, dacă nu furai, mă, tu tributul nu era război. Și vorbește-i, dacă nu-i război, nu-s mănăstiri, și dacă nu-i mănăstire, nu este turism, mă, trauză de albastru de Voroneță. Și? Suleiman, tu ești? Scuze! Când aici a fost, mă, Gheaure, zi ultima dorință. Să-l bat pe Ștefan la table. Mersi, dar te așteptă. Suleiman, Suleiman, nenorocitule, ia lună de mie exotică. Ia, mai ia una. Selim,
Selim? Scuze, scuze! Ala! Ești mai tare ca discoteca din Bodrum! Așa a câștigat Nemurici bătălia de la podul înalt. Ștefan a plecat cu boierii la chef la Cotnari, iar el s-a întors în istorie. Unde? Veți vedea în episodul următor din Nemurici, călărețul timpului pierdut.